Bine v-a regăsit la o nouă previziune în zarul pe cei din zodia vărsător. Haideți să facem previziunea în zarul pentru luna noiembrie, să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste. Haideți să vedem. Vărsător, dragoste, luna noiembrie, vărsător, dragoste, luna noiembrie. Voi se anunță timpuri foarte bune în luna noiembrie. Se pare că ați avut o relație în trecut care v-a făcut să suferiți foarte, foarte tare, v-a lăsat un gol imens în suflet, o relație peste care ați crezut că nu puteți trece, o situație peste care ați crezut că nu puteți trece. Pot să spun că încă mai aveți momente în care vă aduceți aminte de această persoană sau vă mai uitați la pozele cu această persoană sau mai urmăriți această persoană din când în când pe site-urile de socializare, sau întrebați de această persoană sau auziți vești despre această persoană, însă clar lucrurile pentru voi s-au schimbat foarte mult. Vă este un pic teamă să vă întâlniți cu această persoană sau să dați ochii cu această persoană, însă văd că alegeți să fiți foarte pozitivi. Alegeți să fiți foarte pozitivi, să aveți activități frumoase, să cunoașteți persoane noi în luna noiembrie, să vă deschideți. Parcă ați avut o perioadă foarte mare de timp în care ați stat închiși în voi. Nu ați mai dorit să cunoașteți alte persoane, să socializați, să ieșiți din casă, să ieșiți cu grupuri de prieteni. Iar în această lună veți face acest lucru foarte mult. Dar pot să vă spun că veți primi o veste care o să vă facă să zâmbiți. O veste de la persoana din trecut despre care vorbeam, care o să vă satisfacă în orgoliul vostru, pentru că vă veți da seama că această persoană încă se mai gândește la voi și că a făcut o mare greșeală în trecut, că s-a purtat urât cu voi și nu v-a apreciat. Pentru cei care sunteți singuri din zodia vărsător, în luna noiembrie pot să spun că vă ocupați mai mult de muncă, vă ocupați mai mult de... Foarte mulți dintre voi vreți să studiați sau poate aveți examene sau poate aveți planuri mari în a studia pentru ceva anume. Însă văd că după foarte mult timp în care ați încercat să renunțați la ideea unei relații care n-a funcționat, alegeți să lăsați totul să plece, să se întâmple lucrurile de la sine. Însă, exact în momentul când vreți să faceți acest lucru, trecutul va fi dezgropat, ca să spun așa. Veți întâlni această persoană, dar va fi teamă să vorbiți sau să vedeți această persoană pentru că încă aveți sentimente pentru el sau pentru ea. Dar veți alege să-i mai dați o șansă să vorbiți sau cu el sau cu ea. Însă toată conversația asta vă va amuza foarte mult pentru că vă veți da seama că nu mai vreți să aveți de-a face cu această persoană și că vreți să lăsați totul în trecut. Nu văd să cunoașteți pe cineva nou în luna noiembrie, însă ceea ce văd este că veți alege să mergeți pe partea optimistă și pozitivă. Haideți să extragem și câteva cărți. Pentru vărsător, dragoste, luna noiembrie, vărsător. Vărsător. Dragoste, luna noiembrie. Vărsător, dragoste, luna noiembrie. Bun, multe dintre voi care aveți de-a face cu un bărbat mai tânăr, brunet, cu ochii albaștri sau ochii verzi, cu tenul deschis la culoare, un bărbat mai tânăr sau un bărbat care are un copil sau un bărbat imatur, și așteptați o veste de la acest bărbat, să știți că vestea urmează să vină, însă va fi o veste neplăcută, pentru că aveți de-a face cu cineva care nu este foarte serios, este implicat într-o altă relație, un bărbat foarte interesat financiar, aveți foarte mare grijă. Pentru cele care sunteți căsătorite și vreți să faceți o schimbare și ați întâlnit un bărbat mai tânăr ca cel pe care l-am specificat, în special pentru doamnele roșcate, șatene sau șaten deschis cu ochii verzi sau căprui, cu tenul mai deschis la culoare, vedeți că aveți de-a face cu cineva care se joacă și vă puteți pierde relația voastră stabilă pentru acest bărbat. Bun, pentru cei care așteptați, pentru cei sau cele care așteptați o veste în legătură, poate e vorba despre un partener sau o parteneră care are anumite probleme de sănătate, să știți că veți primi niște vești neplăcute, pentru că văd o situație
în care mulți dintre voi, în special doamnele, aveți de-a face cu o situație în care partenerul dumneavoastră este bolnav și așteptați niște rezultate al unor analize care nu vor fi pe placul vostru. Bun, aceasta a fost previziunea în zarul pentru Zodia Vărsător pentru luna noiembrie în dragoste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.